Peste 1000 de persoane s-au strâns astăzi în Piața Unirii din Focșani pentru a urmări ceremonia oficială de sărbătorire a 163 de ani de la Unirea Principatelor Române. Alături de oficialități locale și județene, parlamentari, de militari și artiști ai Centrului Cultural Vrancea, a fost prezent și înalt preasfințitul Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Consilierul de stat George Agafiței de la Cancelaria Prim-Ministrului a dat citire mesajului premierului Nicolae Ciucă. În ciuda discursului de unitate ale oficialităților, primarul Focșaniului Cristi Misăilă i-a atacat pe partenerii de coaliție din PNL. Edilul le-a atras atenția liberalilor că se află în coaliție cu PSD și nu cu alte partide. În Consiliul Local Focșani funcționează din toamna anului 2020 o coaliție majoritară PNL-USR cu care primarul și consilierii PSD se află într-un conflict permanent.